Ei, doresc câte o întrebare dumneavoastră, pot răspunde. Da? Ok. Bună ziua! Am făcut și al doilea vaccin, rapelul, deci pentru mine această operație s-a încheiat. La fel de ușor ca prima oară, deci fără niciun fel de probleme. Este foarte important să facem rapelul. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să facem și al doilea vaccin, pentru că fără al doilea vaccin, tot ce am făcut până acum, toate eforturile noastre au fost degeaba. Este important să ne vaccinăm, în primul rând, și am văzut că este interes pentru vaccin, dar este mult mai important să venim și la rapel. Deci toată lumea trebuie să-și facă rapelul. Și vă spun că nu se întâmplă nimic, sunt aici, niciun efect, mergem înainte. Câteva informații despre AstraZeneca, care vine în România și în luna februarie ar trebui să avem cel puțin 600.000 de doze. Începem programarea din 10 februarie pentru AstraZeneca, persoane între 18 și 55 de ani și vom avea 180 de cabinete noi pentru AstraZeneca. Cred că de mâine încep să fie distribuite 81.600, dar programarea va începe din 10 februarie, deci avem și în această lună, începe să avem ce în ce mai multe. Cred că luna februarie a fost o provocare pentru campania de vaccinare, deși am rămas în topul în Uniunea Europeană, ceea ce privește numărul de vaccinări, dar începând cu luna martie, primim din ce în ce mai multe doze și programul de vaccinare se va accelera. Vom trece de 50.000 de vaccinuri pe zi, cred eu, din luna martie și vom merge către acea țintă de 100.000 pe care l-am pus-o de la început. Aș lua două sau trei întrebări și apoi mulțumesc. Bună ziua, domnule premier. Vă rog să ne spuneți cum apreciați dumneavoastră că a gestionat până acum Ministerul Sănătății situația în urma incendiului de la Matei Bal și având în vedere faptul că au existat mai multe bâlbe, au fost comunicări defectuoase până acum pe acest caz. Mai mult decât atât, sâmbăta trecută, Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu anunța că cel târziu marți va prezenta un raport cu măsurile luate în urma incendiului de la Matei Bal și nu s-a întâmplat acest lucru. Și totodată să ne spuneți dacă, așa cum a apărut pe surse, ar exista tensiuni între dumneavoastră și Ministrul Sănătății în contextul în care am văzut că v-ați contrazis în declarații de mai multe ori. Da, aici se face câteva lucruri de spus. În primul rând, nu există tensiuni. Da, ne contrazicem pentru că cred că informații întotdeauna nu ajung la noi în același timp. Sunt câteva lucruri pentru la care eu țin foarte mult. Campania de vaccinare eu o văd într-un mod pozitiv. Nu sunt adeptul măsurilor punitive când vine vorba de o campanie de vaccinare care trebuie să care are ca scop să aibă cât mai mulți oameni vaccinați. Pentru că știu că la acest lucru vă referiți. În același timp, este adevărat că dacă există încălcări flagrante ale modului în care noi am decis să facem această vaccinare, cei responsabili trebuie să răspundă. Eu până acum nu am primit astfel de informații care și a existat așa ceva. Repet, nu trebuie să... obiectivul nostru este de a vaccina cât mai mulți români în cât mai scurt timp, în perioada cea mai scurtă. Deci asta ar trebui să fie obiectivul și de aici ar trebui să ne... pe acest lucru ar trebui să ne concentrăm. Ceea ce privește tragedia de la Matei Balș, nu am primit încă un raport final, aștept raportul final de la Ministerul Sănătății. Cum o să am acest raport, o să ieși public și o să vă spun care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm, dar în acest moment nu am această informație. Mulțumesc. Bună ziua! Aș vrea să vă întreb despre buget, dacă acesta este motiv de tensiune între partidele din coaliție pe baza celor reforme cerute de dumneavoastră în ministere. De asemenea, dacă ați primit planul de reformă de la toți miniștrii și dacă veți cuprinde și pensiile sau majorarea pensiilor în acest buget. Bugetul nu este... Este o provocare pentru orice coaliție, adevărat, și pentru, mai ales că suntem oameni politici. Dar am spus clar criteriile de la care pornim cu acest buget anul acesta. Fără risipa banului public. V-am dat câteva exemple, cheltuielile de personal s-au dublat în 4 ani de zile. Nu cred că performanța celor care lucrează la administrație publică s-a dublat în această perioadă. De aceea, în acest an am vorbit de câteva reforme.
Și una dintre este o reașezare a legislatorii, în care, în care să legăm veniturile celor din administrația publică de performanță. Este momentul să facem acest lucru. Nu doar să promitem că vom crește salariile în fiecare an și fără să cerem ceva la schimb. Nu cerem doar noi, o cer românii. Toți românii vor un aparat public performant. Și nu trebuie să ne fie frică să spunem acest lucru. De aici am pornit cu acest buget, pe de o parte. Pe de altă parte, bineînțeles, sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public și bătaia de joc asupra banului public. Cheltuielile cu subvențiile, aproape că s-au dublat și acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanță mai bună a acestor companii. Din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Așa că aceste companii de stat care au pierderi trebuie să vină cu un program de restructurare dacă vor să mai fie susținute. Anul trecut am făcut acest lucru cu Tarom, se poate face acest lucru, multă lume a spus că nu se poate, uitați-vă la Tarom. Se restructurează, primește finanțare în continuare și la un moment dat o să fie și pe profit. Așa vom face cu toate companiile de stat. Este posibil ca unul dintre ele să nu supraviețuiască sau unul dintre managerii că au administrat prost aceste companii în acești ani să nu supraviețuiască. Dar ăsta este prețul pe care trebuie să plătească dacă vrem să mergem mai departe. Bună ziua! Ungaria a cumpărat 2 milioane de doze de vaccin Sputnik, iar Cehia vrea să facă același lucru. A demarat și România discuții pentru a cumpăra vaccin rusesc sau chinezesc? Nu. România a avut, am avut o comunicare cu Comisia Europeană. Vom face un lucru mult mai bun. Vom încerca să producem vaccinul la, în România, la Cantacuzino. Am avut am trimis o scrisoare în urma unor întrebări adresate de Comisia Europeană și ne-am arătat disponibilitatea de a produce vaccinul în România. Vom vedea ce vaccin va fi produs, dar asta este varianta pe care mergem noi. Bună ziua, Diana Dumitraș cu Televiziunea Română. Domnule premier, luni începe școala. Am văzut că Ministerul Sănătății a publicat acel document pe care părinții trebuie să-l aducă la școală. Luni vom avea și testele rapide în școli. Dacă nu luni, atunci când? Și cum rezolvăm problema acelor instituții de învățământ care nu au cabinete în care copiii să poată să fie testați în caz că este nevoie? Da, eu cred că aici a fost iarăși cineva s-a grăbit să pună acel document în spațiu public, pentru că am văzut și comunicatul Ministerului Educației care spune altceva și ceea ce spune exact ce este în ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Vor fi situații excepționale că vor fi aceste teste. Nu testăm pe toată lumea din prima zi. Sunt persoane, copii care vor avea simptome și atunci va trebui să fie completat acel formular. Nu trebuie să vină lumea cu formularul completat la școală. Deci ar trebui să citim comunicatul Ministerului Educației în acest sens și acolo sunt mai multe detalii și ordinul comun publicat de Ministerul, semnat Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Mulțumesc. Acel formular ar trebui să fie deja completat, pentru că, din ce spuneți dumneavoastră, nu e posibil. Adică trebuie anunțat părintele care să vină cu un formular completat. Nu ar fi mai bine ca el să fie deja completat? Ca și până acum am avut acea situație. Aveam copii care, dacă aveau simptome, la trei copii într-o clasă, de exemplu, se închidea clasa. Nu trebuie să reinventăm ceea ce am făcut până acum. A funcționat foarte bine și vom merge în continuare pe aceleași criterii. Repet, ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației specifică foarte clar care sunt situațiile în care trebuie să testăm copiii și când trebuie să fie completate aceste formulare. Detaliile sunt în ordinul comun și, din ce știu eu, Ministerul Educației a comunicat sau va comunica exact pe această temă astăzi, ca să fie foarte clar pentru toată lumea ce se întâmplă cu aceste formulare. Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră agreați ideea celor de la Ministerul Sănătății de a schimba modul în care se calculează rata de infectare, includerea celor din centrele sociale între cei în rata de infectare și dacă asta nu ar schimba scenariile privind reînceperea școlilor. Acum, pentru a schimba ceva, trebuie să vedem cum a funcționat ce am avut până acum. Mie mi se pare că ce am avut până acum a funcționat foarte bine. Dacă există o fundamentare științifică pentru a modifica ceva, sunt gata să o văd. În același timp, sunt adeptul modificărilor prin simplificare.
Dacă o modificare face lucrurile mult mai complicate și ne va fi mult mai greu să înțelegem ce vrem să facem, nu aș susține așa ceva. Dar, repet, vreau să văd exact ce se întâmplă. Dacă există o documentare științifică, o analiză empirică, statistică, care să arate clar că ceea ce s-a făcut până acum a avut deficiențe și acele deficiențe pot fi cuantificate, bineînțeles că ne vom uita în direcția modificării. Până acum, eu spun că ceea ce a fost făcut a funcționat foarte bine. Ne uităm la cifre, nu doar o spun eu. Ne uităm în continuare că în România numărul de cazuri de bolnavi care sunt internați la ATI rămâne sub 1000. Ne uităm la numărul de telefoane la 112, ne uităm la numărul de tot ce alte informații pe care le avem, numărul de internare în spital, și vedem că în continuare am gestionat bine această pandemie. Deci nu văd în acest moment, prin informații pe care le am eu, pot să existe alte analize statistice, alte analize de la Ministerul Sănătății, care să demonstreze contrariu. Le aștept și când o să vină o să le vedem. Dar orice modificare trebuie să meargă în direcția simplificării, din punctul meu de vedere, nu a complicării lucrurilor. Bună ziua, tocmai ne-ați declarat că vom ajunge din luna martie la 50.000 de vaccinări pe zi. Voiam să vă întreb care este termenul până la urmă pentru care luați în calcul să ajungem la 100.000 de vaccinări pe zi, așa cum ne-ați spus prima dată când ați venit aici la prima doză, deci, de vaccin. Rămâne... Și dacă luați în calcul să faceți o remaniere la nivelul guvernului în urma tuturor scandalurilor care au apărut, pentru că sunt surse politice care asta spun. Nu iau în calcul remaniere în acest moment. Nu sunt scandaluri, eu cred că sunt... Este o coaliție nouă, o coaliție care vine după câțiva ani de zile de campanie electorală și cred că suntem încă la început, dar este o coaliție care devine în ce în ce mai puternică în fiecare zi și veți vedea că bugetul va fi acel moment care va solidifica această coaliție pentru următorii 4 ani de zile. Cât mai repede posibil, eu sper să ajungem mai repede de martie la 50.000, noi putem să creștem capacitatea de vaccinare foarte rapid. Am fost puțin întârziați în acest proces de oferta de vaccin care a fost modificată fără voia noastră de furnizori. Dar cum o să avem vaccinurile, o să le punem imediat pe, le distribuim, ca să putem să vaccinăm cât mai mulți oameni. Putem să avem capacitatea 100.000 într-o perioadă foarte rapidă. Vaccinuri să avem. Bună ziua, Dorian Necula de la Agenția de Presă Quick News. Domnule premier, cum se va rezolva problema finanțării acelor 4 spitale din sectorul 1? Finanțarea spitalului sectorului 1 este la sectorul 1. Vom vedea care... Până acum nu am avut nicio discuție nici cu primarul sectorului 1, nici cu primarul municipiului București despre finanțarea spitalelor. Dacă doresc să mă uit, să văd care, dacă au nevoie de o soluție, bineînțeles, sunt deschis. Dar până acum nimeni nu m-a contactat cu această problemă. Nu ați discutat la nivelul guvernului cu domnul Vlad Voiculescu despre problema din sectorul 1, că acestea nu sunt nici la primăria sectorului 1, nici la primăria generală, nici la minister. Până în acest moment, acest subiect nu a fost ridicat de către Ministerul Sănătății, nu a fost adus în atenția mea. Da. Bună ziua, fostul ministru Nelu Tătaru spunea că în momentul în care a plecat de la minister, a lăsat pe masa Ministerului Sănătății și la fonduri europene acea ordonanță de urgență prin care spitalele ar putea face reparații pe fonduri europene. Ați discutat cu ministrii Voiculescu și Ghinea, i-ați întrebat dacă au găsit acea ordonanță și ce intenționa să faceți cu ea? Ordonanța respectivă a fost, de câteva ori a primit aviz negativ. Și atunci a fost o variantă prin care am aprobat săptămâna trecută un memorandum. Înțeleg că deja nu mai este nevoie de ordonanță pentru a accesa acele fonduri pentru spitale. A fost aprobat un memorandum, sunt 50 de milioane de euro care vor merge către spitale în București în sensul acelei ordonanțe. Restul, modernizări sau cheltuieli mult mai de modificare a structurii sau demonizarea spitalelor le putem face încercăm prin PNRR sau alte programe. Și o precizare, când ar putea România să producă un vaccin împotriva noului coronavirus? Eu vă spun că am început discuțiile, am fost întrebați dacă dorim, dacă avem capacitatea și am spus că da, am pus datele pe masă, așteptăm acum răspunsul Comisiei Europene în acest sens. Domnule premier, când am putea avea o decizie legată de sporurile bugetarilor și mai exact de sporurile prefecților care sunt în continuare în plată? La buget, bineînțeles, și multe dintre ele vor dispărea. Puteți să ne dați câteva exemple pe baza datelor pe care le aveți acum? Nu, vă pot spune cât sunt sporurile, în jur de 600 de milioane de lei, ceea ce am identificat în acest moment, dar la buget veți vedea exact cum vor arăta aceste sporuri.
Eu vă spun că subvențiile nu vor mai fi la nivelul anului trecut. Și revin asupra acestui lucru. Companiile de stat cu pierderi care vor să beneficieze de subvenții de la buget trebuie să vină cu un program de reformă, de restructurare care să arate că pot să meargă să fie pe profit în câțiva ani de zile. Dacă nu, nu vor primi subvențiile și vor trebui să se descurce cu banii pe care i-au. Cei care lucrează la stat, la ce se pot aștepta odată ce veți pune în dezbatere publică această lege a bugetului? Ce sporuri vor fi reduse sau chiar eliminate? Vom pune în dezbatere publică înainte de a aproba bugetul aceste modificări și le veți vedea. Cred că luni vor fi puse în dezbatere publică, cel mai rapid, și atunci putem să discutăm despre ele. Știm că AstraZeneca este un vaccin diferit și nu funcționează pe ARN mesager. Ce veți face cu persoanele care ar putea refuza vaccinarea? Există Pfizer, Moderna, AstraZeneca și vor mai fi și altele. Sunt mai multe vaccinuri. Deci, mulțumesc mult de tot. Sâmbătă plăcută, weekend plăcut, la revedere!